Sfânt este Tatăl nostru Dumnezeu. Amin. Sfânt este Domnul nostru Iisus Hristos. Amin. Amin. Sfânt este lucrarea Duhului Sfânt. Amin. Slăvit să fie Domnul. Amin. Suntem în dimineața aceasta la un timp de părtășie și vrem să ne mai dezvolțim așa. Haideți să dăm cinste cuvântului și să citesc cu singură, să se ne ridicăm în picioare. Aleluia! Un singur verset din Isaia, capitolul 61, cu versetul 10, pagina 731, dacă aveți scriptura dumneavoastră, deschideți împreună cu mine. Isaia, capitolul 61, cu versetul 10. Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii ca pe o mire împodobit cu o cunună împărătească și ca o mireasă împodobită cu podoamele ei. Amin. Luați loc în prezența lui Dumnezeu. Mă bucur de dimineața aceea să fim în mijlocul dumneavoastră și să fim la părtășie. Dumneavoastră vă bucurați căci Domnul este binecuvântat. Amin. Amin. Am venit în această zi, dragi și surori, să stăm în prezența lui Dumnezeu și să aducem o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Amin. Amin. Pentru că gândul nostru care îl avem față de Dumnezeu este să îi aducem în fiecare duminică, în fiecare zi o jertfă plăcută lui Dumnezeu și dorim în această zi Dumnezeu la sfârșitul slujbei să primească toată jertfa noastră. Amin? Amin! Să umulțească biserica aceasta și la număr și să ne ajute Dumnezeu să fim într-un duh și toți să-L așteptăm pe Dumnezeu. Ar trebui să am un salut din partea Bucovinii, din partea Sucevii, din partea Ucrainei și din toată România, Maranata, Domnul nostru vine! Aleluia! Vreau să vă spun că eu îl aștept pe Domnul, dumneavoastră așteptați pe Dumnezeu. Vreau să vă spun că tânăr, am pornit pe această cale a lui Dumnezeu și sunt din casă penticostală de la 15 ani, m-am întâlnit cu Iisus. Și vreau să vă spun de la vârsta aceea, îl aștept pe mirele. Atunci când Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, vreau să vă spun, zi de zi, dimineața de dimineață, mă gândesc, poate dumneavoastră nu vă mai gândiți, dar îl aștept pe Domnul Iisus să vină să-și ia mireasă de pe acest pământ. Aici este suferință și chin. Dumnezeu, în această zi să ne întărească. Doresc în această zi să vorbesc despre haină. Mă voi folosi de 4 texte din Scriptură diferite. Mă voi folosi de aceste texte și doresc în această dimineață, dragii mei, să fie o învățătură pentru noi. Trebuie să fim, vreau să vă spun așa, să fim atenți. Pentru că ar trebui în această zi să fie o zi de cercetare. Dumnezeu să cerceteze biserica. Dumnezeu să lase Duhul Sfânt în biserică. Ca biserica să fie cercetată de Duhul Său. Și în această zi, atunci când vom ieși pe ușă, să ne pocăim. Uitați cuvântul lui Dumnezeu, dacă aveți scripturile să urmăriți. Mă bucur în Domnul. Vreau să vă pun în această dimineață o întrebare. Vă bucurați în Domnul, dragi frați și sărori? Bine! Dacă aș întreba frații mai în vârstă sau surorile mai în vârstă, la vârsta aceasta mai aveți acea bucurie ca la început, dragii mei? Vreau să vă pun întrebarea aceasta și cred că cei mai în vârstă aș spune că da. Și Dumnezeu să binecuvânteze în această zi copilașii, amin? Amin! Să binecuvânteze tinerii în această zi. Amin! Dumnezeu să binecuvânteze în această dimineață frate și sorori mai mulți în această zi. Dumnezeu să fie în mijlocul nostru. Amin! Mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu. Amin! Dragii mei, am stat și m-am gândit la acest cuvânt și am zis, Doamne, îmi pun o întrebare mie și apoi o să-mi pun și întrebarea poporului. Dacă poporul în această dimineață mai are acea bucurie, mai aveți, dragii mei, această bucurie? Amin! Dragii mei, mai aveți această veselie să veniți în casa lui Dumnezeu? Amin. Mai aveți această veselie ca să ne închidăm înaintea lui Dumnezeu? Haideți să ne deschidem în Habacuc, capitolul 3 cu versetul 18. Vă rog să deschideți împreună cu mine și să vedem ce spune în acest capitol.
capitolul 3, cu versetul 18. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Amin, Doamne. Dragii mei, vreau să vă aduc poveste în această dimineață. Căci Domnul se bucură că noi suntem în casa lui Dumnezeu. Amin. Și încă un lucru mai principal. Noi ne bucurăm că Domnul e prezent aici. Aleluia! Cel mai principal lucru este ca noi să ne bucurăm în Domnul. Și Domnul va fi prezent aici. Acolo unde este bucurie, e prezent Domnul. Amin. Aceasta vreau să vă spun un lucru. Și să vă aduc o veste. Iisus Hristos este mijlocul nostru. Amin, amin. Și în vremea aceasta să ne însoțească. Amin. Doamne, ajută. Vreau să vă spun un lucru. Știți că mulți dintre noi am pierdut bucuria aceasta? Și cum am merge pe această cale prin întristări, este adevărat, prin probleme, prin greutăți, așa cum toți trecem. Dar vrăjmașul, ce vrea să facă în vremea aceasta la poporul său, vrea să fure bucuria. Dar ne rugăm înaintea lui Dumnezeu în această dimineață ca Dumnezeu să aducă bucuria înapoi. Amin? Amin. Fețele noastre, familiile noastre, bisericile din care facem parte, în vremea aceasta să se bucure în Domnul și să se bucure că avem un Mântuitor slăvit să fie Domnul. Amin. Vreau să pun o altă întrebare. Vă bucurați că Domnul v-a îmbrăcat în haina mântuirii? Amin, Doamne, mulțumim! Dați, un frate spune că Domnul, el se bucură în Domnul. Vreau să vă spun, cea mai mare realizare nu este să ai o casă, cea mai mare realizare nu este să ai o mașină, să ai un studiu, să ai o diplomă la mână, nu este cel mai important lucru acesta. Cel mai important lucru, oamenii din lume nu-și dau seama în vremea aceasta, dar noi, după ani de pocăință, putem să ne dăm seama că cel mai mare har, cea mai mare bucurie și cea mai mare realizare din viața noastră este să-L avem pe Mântuitorul alături de noi. Amin! Să fim îmbrăcați într-o haină a mântuirii. Dumnezeu, în această dimineață, să lase peste noi această haină a mântuirii. Amin! Amin! Să înțelegem că dacă ne vom păstra haina aceasta, am întâlnire pe noi, vom putea să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu. Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze biserica aceasta de locul acesta cu mântuire. Amin, amin. Doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze salvul acesta cu mântuire. Amin, amin. Să mântuiască toate localitățile din Pământ. Amin, amin. Să mântuiască până la ordine. Amin, amin. Vă spun un lucru. Dumnezeu, prin rugăciunea noastră, se poate îndupleca. Dumnezeu poate chiar în dimineața aceasta să meargă prin tot satul și pe alunile care sunt în locul acesta. Să cerceteze la această dimineață. Amin, Doamne! La mântuire. Credeți lucrul acesta, dragii mei? Că Dumnezeu are putere să mântuiască și satul. Și această comună, vreau să vă spun, și acest județ, Dumnezeu să lucreze în privința aceasta. Amin! Dumnezeu m-a acoperit cu mantaua izbăvirii. În această dimineață, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu ne-a lăsat peste noi o protecție. Vreau să spun un lucru. În această dimineață, ești în locul acesta, pentru că Dumnezeu te-a păzit. Vreau să spun în această dimineață că tu nu erai aici. De la 60 de kilometri din Dăbuleni, dacă Dumnezeu nu mă păzea în locul acesta, nu ar putea. Dar pentru că îndurarea lui Dumnezeu și harul cel mare pe care El a lăsat peste noi, în această dimineață ne-am putut trezi. Am putut să vedem lumina zilei. Am putut să călcăm pe acest pământ. Și am putut să dăm laudă și slavă Împăratului. În această dimineață, dragii mei, vrem din toată inima să dăm slavă Lui, că El ne-a ajutat. El ne-a dat puterea aceasta, această șansă. Doresc un lucru, cel mai principal lucru doresc așa, ca noi, în fiecare zi, să aducem un rod lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. Am dorit, dragii mei, să merg la a doua haină. Nu voi fi lung. Vreau să merg la a doua haină. Haideți să deschidem Scripturile la Eclesiastul, capitolul 9, versetul 8. Vreau
Vreau să vorbesc despre a doua haine care este scrisă în Scriptură. Bineînțeles, sunt mai multe haine, dar am ales un număr de 4. Și aici spune astfel Eclesiastul, capitolul 9, cu versetul 8, pagina 675. Hainele să-ți fie albe în orice vreme și unde lemnul să nu-ți lipsească de pe cap. Amin, amin! În această dimineață se pune două întrebări. Se pune și mie personal și la dumneavoastră vreau să vă pun. Prima întrebare care este și care se pune este astfel. Hainele să-ți fie albe în orice vreme. La această dimineață, dragii mei, haideți să ne punem o întrebare. Cum ne este haina noastră, dragii mei, în această dimineață? Haideți să ne punem această întrebare și să cugetăm în gândul nostru foarte adânc să vedem cum este haina noastră. Am stat și m-am gândit, dragii mei, vreau să vă spun încă un lucru. Această lume, săptămânile acestea care au fost în trecut, lunile acestea, chiar anul acesta, se va sfârși anul acesta 2017. Trebuie să ne punem o întrebare, dragii mei, cum vom păși în anul 2018, dacă vom păși? Dragii mei, spune Cuvântul lui Dumnezeu că nicio pată, nicio zvârcitură nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Și doresc un lucru în această dimineață ca Dumnezeu să aibă milă de nou. Amin. Amin. Dragii mei, tinerii, frații mai în vârstă și dumneavoastră care sunteți în locul acesta, umblăm pe acest pod al Pământului. Păcătuim și într-un fel și într-altul și ar trebui, dragii mei, să avem un timp în care să venim înaintea lui Dumnezeu și să ne recunoaștem. Poate nu te-ai recunoscut și doar de pe buze, poate ai fost un om pățarnic care venea în casa lui Dumnezeu și spunea: Doamne, iartă-mă și Doamne, milă, și Dumnezeu nu te asculta. Dar în această dimineață doresc un lucru. Ca Dumnezeu să ne cerceteze, dragii mei. Doresc în această dimineață Dumnezeu să ne vioreze, dragii mei. Doresc un lucru care este foarte principal. Doresc în această dimineață ca sângele Mântuitorului să vină în biserica din Bistreț. Amin. Și hainele care sunt în murdare, hainele care au pată, hainele care sunt poate negre în această dimineață, prin cuvântul lui Dumnezeu, haideți să cerem sângele Domnului peste noi, ca să ne ierte. Amin. Amin. Avem o mare șansă și un mare har, căci harul că este România, harul este cu noi și în această dimineață vrem, frașii surori, nu să profităm de sângele Domnului, ci să apelăm la Mântuitorul. Așa. Mântuitorul în această dimineață să lasă sângele Său peste noi. Amin. Amin. Aveți nevoie, dragii mei. Amin. Amin. Un lucru. Eu am nevoie de sângele Domnului care să mă ierte. Familia care nu are nevoie ca Domnul să-ți ierte familia. Gândiți-vă, dragii mei, nu ne gândim la păcate. Haideți să ne gândim un lucru. Poate n-a fost cerul de rugăciune în familie. Poate nu ne-am lăudat pe Domnul. Poate nu am stat înaintea lui Dumnezeu părtășie în familie. Că știți că lucrul acesta este un păcat? O familie creștină trebuie să aibă în casă o disciplină a pocăinței. Așa m-am învățat în familia mea. Și doresc ca Dumnezeu în această zi să ne ierte pentru nevegherea noastră. Amin. Pentru neatenția noastră. Pentru poate, pentru fățărnicia aceasta care a fost numai o viață formală. Sau poate un an formal. În această zi Dumnezeu să ne trezească, dragii mei, la o pocăință sfântă, la o pocăință adevărată care să ne ducă spre cer. Care să ne ducă spre rai. Asta dorim, dragii mei. Și eu și dumneavoastră cred că doriți ca să ajungem în Împărăția lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. În această dimineață doresc ca Dumnezeu să ierte orice suflet. Amin. Să ierte orice familie în această dimineață. Amin. Și Dumnezeu să ierte biserica sa. Amin. A doua întrebare care se poate pune din acest verset și unde lemnul să nu ți lipsească de pe cap. Dragii mei, nu știu câți dintre dumneavoastră sunteți botezat cu Duhul Sfânt. Nu știu. Și nici nu vreau să pun această întrebare. Eu cred că persoanele noastre, adică eu individual și dumneavoastră, trebuie să vedeți dacă sunteți botezat cu Duhul Sfânt sau nu. Dragii mei, spune Cuvântul lui Dumnezeu și unde lemnul să nu se lipsească de pe cap. Dar vrea, dragul meu, în această zi ca Dumnezeu să te boteze cu Duhul Sfânt. Este un sfârșit de an, dragii mei. Este un sfârșit de an.
Vrem să cerem de la Dumnezeu ca Dumnezeu să se îndure de noi în această dimineață. Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt. Dumnezeu are putere, dragii mei. Aleluia. În această zi, Dumnezeu să boteze cu Duhul Sfânt. Dumnezeu, în această dimineață, dragii mei, mai doresc un lucru, să umple candelele noastre. Aleluia! Avem nevoie, dragii mei, să fim un plus de putere aceasta Duhului Sfânt. Amin. Și vreau să vă zic un lucru. Un lucru destul de important. Spune cuvântul lui Dumnezeu, cine nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui. În această dimineață ar trebui să ne frământ de acest gând. Să mergem acasă, dragii mei, apoi și să ne frământăm, Doamne, oare am Duhul Tău? Spune un cuvânt, dacă va veni răpirea, dacă va veni Domnul Iisus Hristos și nu te va găsi pe cetuit cu Duhul Sfânt, îmi pun și îți pui întrebarea în această zi, vei putea oare să iei zborul? Dragii mei, ar trebui în această dimineață să ne cercetez acest cuvânt și să ne dăm seama că avem nevoie în vremurile acestea din urmă de Duhul Sfânt. Duhul Sfânt ne va ajuta să înaintăm. Firea aceasta nu ne va ajuta, dragii mei, cu niciun, cu nimic, cu nimic. Și vreau să vă spun că dacă vom avea Duhul Sfânt, vom putea să trecem. Gândiți-vă și faceți o paralelă în viața dumneavoastră. Atunci când ai Duhul Sfânt, poți să treci prin probleme, prin greutăți, prin încercări și poți să mergi altfel. Dar atunci când nu ai Duhul Sfânt și ești un om firesc, când treci prin aceste lucruri, nu cântești oare. Și așa cântim. Dar nu putem să fim aceeași diferență între a avea Duhul Sfânt și a nu avea. În această zi Dumnezeu să se îndure de noi. Amin. Haideți să deschidem împreună la Coloseni. În cartea Coloseni este un cuvânt foarte important și trebuie să îl înțelegi pe acest cuvânt. Coloseni, capitolul 3, versetul 14, pagina 1157. Dar mai presus de toate acestea, legați-vă cu dragostea care este în legătura de săvârșire. Vreau să pun o întrebare în această dimineață din nou. Dragi și frați și sorori, avem dragoste? Biserica mai are dragoste? În această dimineață sunt prima oară la dumneavoastră în locul acesta. V-ați primit cu căldură și am văzut lucrul acesta, dar lucrurile ascunse eu nu le văd. Dumnezeu le vede. Legăturile care le aveți între dumneavoastră, poate așa formal în față, vă văd că sunteți în unitate. Dar pe altă parte, eu nu pot să vă văd dragostea aceea care o are Dumnezeu. Dacă aveți dragoste, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Această zi, Dumnezeu vrea să mai spună un lucru. Ca noi să mergem ca biserică, să mergem spre lucrurile desăvârșite, noi trebuie să avem dragoste. Dumnezeu lucrează doar în dragoste, pentru că Dumnezeu e dragoste. Amin. În această dimineață vrem să ne cercetăm dacă avem dragoste. Dacă biserica de locul acesta are dragoste, dacă în familiile noastre avem dragoste și dacă noi avem dragoste însăși față de Iisus. Trebuie să ne punem această întrebare pentru că poți să faci orice slujbă, poți să ai orice dar mare pe care Dumnezeu ți-l-a dat, dar dacă nu ai dragoste, nu vei putea să intri în Împărăția lui Dumnezeu. Este scris cuvântul care vi-l spun. În această dimineață, dacă nu avem dragoste, să ne rugăm la Dumnezeu ca Dumnezeu să lase dragoste în poporul Său. Amin. Amin. Să lase dragoste în România. Amin. Amin. Să ne puteți de tot globul, vă amintesc. Amin. Dragoste. Să mergem înainte, dragii mei. Haideți să mergem la 1 Petru, capitolul 4, versetul 8. Deschideți-vă rog cu mine. Lasă unde ești că nu ține tu. Mai presus de tot acestea să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumenenie de păcate. Vedeți ce face dragoste, dragii mei? Dacă avem dragoste unii față de alții și este scris, Dumnezeu poate să acopere păcatele noastre, dar dacă avem ură și avem alte lucruri în afară de dragoste,
Vreau să vă spun un lucru, pentru că vrăjmașul și Dumnezeu va îngădui vrăjmașului să lase mânie peste noi. Deci vrem ca Dumnezeu să lasă dragoste și să lucreze în familiile noastre. Amin, amin. Este dorința noastră. Dar vreau să vă spun o lucrare pe care am avut-o prin Duhul Sfânt acum câteva luni. Eram într-o seară de rugăciune personală, am spus, Doamne, simt că în seara aceasta trebuie să stau acasă și să stau împărtășie cu Tine, deși suntem obișnuiți să mergem la cercul de rugăciune, acolo în zona avem foarte multe cercuri de rugăciune și suntem obișnuiți să nu fim acasă în fiecare seară. Și așa Domnul Sfânt m-a îndemnat într-o seară și mi-a zis așa, stai acasă că am să-ți arăt niște lucrări. Prima lucrare care Dumnezeu mi-a arătat-o, era o rugăciune și mi-a arătat Dumnezeu o lucrare cu privire la poporul Său de pretutindeni. Mi s-a arătat astfel, am văzut un ogor foarte mare de grâu. Și ogorul era foarte mare și am întrebat ce înseamnă acest ogor și mi-a zis Domnul Iisus că ce este poporul Său de pământ. Apoi, dragii mei, am văzut cum un om îmbrăcat în alb, cu o seceră albă în mână, s-a coborât în mijlocul acelui ogor de grâu. Și am întrebat, Doamne, ce înseamnă lucrarea aceasta sau ce vrei să faci? Și mi-a spus Domnul Iisus astfel, prin Duhul Sfânt, am venit să verific pe rodul. Dragii mei, rodul acesta de grâu era copt până la jumătate. Și am zis, Doamne, ce vei face? Vei mai lăsa un timp? Și mi-a zis Domnul Iisus așa prin Duhul Sfânt. Vreau să las încă har și încă lucrări și minuni să se întâmple în poporul meu. Dar Domnul cere un lucru și astăzi, în dimineața aceasta, cere ca noi să avem dragoste. Să ne unim în dragoste ca Dumnezeu să meargă spre lucrări desăvârșite. Și în finalul lucrării care te-a arătat Dumnezeu, dragii mei, vreau să vă spun că Dumnezeu în vremea aceasta vrea să facă semne și minuni, și minuni prin supușii Săi. Amin. Dumnezeu vrea să facă semne și minuni și în această dimineață. Amin. Dumnezeu vrea să lucreze în această dimineață prin poporul Său. Dar Dumnezeu mi-a zis așa, trebuie poporul să se pregătească. Mai este un timp, dragii mei, mai este un timp în care Dumnezeu vă mai lăsa la acest sfânt. Și haideți ca noi, dragii mei, să ne pregătim. Să fim lucrătorii Săi. Să fim lucrătorii Săi care să putem, dragii mei, să îi slujim lui și prin noi Dumnezeu să lucreze cu semne și minuni. Amin, amin. Să ne lucreze biserica aceasta cu dar. Amin? Amin. Apoi am văzut cum acel om îmbrăcat în altul, am văzut fața și am văzut la cer. Și lucrarea s-a sfârșit astfel. Las acest pământ, încă un timp de har, ca să lucrez minunat. Dumnezeu să ajute poporul Său să pregătească. Căci Domnul are să facă niște lucrări mari. Dumnezeu să binecuvânteze poporul Său cu dragoste, pentru că prin dragoste vom putea să fim într-o legătură de săvârșire și să putem să mergem spre lucrurile de săvârșite. Poporul lui Dumnezeu în vremea aceasta are nevoie, dragii mei, să meargă și să vadă lucrurile săvârșite. Ne-am săturat de lapte, dragii mei. Vreau să vă spun că m-am săturat de lapte. Vreau o frere tare. Vreau în vremea aceasta să văd lucrurile sale așa cum sunt. Amin. Dumneavoastră puteți, poate aveți o frere mai mare, mai înaintată, peste 50 de ani. Și cred că doriți să vedeți lucrurile minunate, dragii mei. Trăim pe acest pământ și vom pleca totodată pe acest pământ, nu știm când. Când Dumnezeu va rândui, dar până atunci vărim, dragii mei, să vedem lucrurile sale minunate, Dumnezeu să se folosească prin noi și Dumnezeu să facă lucrarea. Amin. Dumnezeu să ne ajute. Merg la a patra haină și cu ajutorul Domnului voi încheia. Haideți să deschidem împreună la Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 8. Și i s-a dat să se îmbrace cu ei subțire, strălucitor și curat, din subțire sub poțele neprihănite ale Sfinților. Dragii mei, cu această haină vom fi îmbrăcați la sfârșit. La sfârșitul luptei noastre care vom lupta pe acest pământ. La sfârșitul călătoriei noastre de pe acest pământ, Dumnezeu vrea să ne îmbrace într-o haină din subțire. Dragii mei, vă pun o întrebare.
Doriți ca la sfârșitul călătoriei dumneavoastră să primiți această haină albă de Iisuse. Amin. Amin. Doamne ajută. Vreau să vă zic că personal mă duc pentru această haină. Ajută. Și doresc ca și dumneavoastră să vă lucrați pentru această haină. Amin. Amin. Dragii mei, la sfârșit Dumnezeu ne va primea într-o haină albă. Într-o haină care diavolul nu ne va mai putea urmări. Care vom fi întotdeauna curați și Dumnezeu să ne ajute să ne luptăm. Amin. Să ne luptăm. Să știi, dragul meu, că lupta care o ai acum și în vremea aceasta este o luptă importantă. Să nu te dai bătut. Chiar dacă vin multe nevoiuri asupra vieții tale, asupra bărcii tale, chiar dacă valuri vin dintr-o parte și în alta, tu nu te dai bătut, dragul meu. Amin. Pentru că ai pornit o cale, ai pornit o cale sfântă, ai chiar un legământ cu Dumnezeu și ai spus, Doamne, te voi sluji până la sfârșit. Să ne ajute Dumnezeu să ne menținem această hotărâre până la sfârșit. Și apoi atunci când ne vom sfârși calea Dumnezeu, să ne aștepte Domnul Iisus să ne pună acea cunună pe cap. Eu doresc lucrul acesta și doresc ca biserica din locul acesta să dorească lucrul acesta prin posteniala noastră, amin, prin trudă noastră, prin oposeala noastră și pământ. Știm, dragii mei, că la sfârșit Dumnezeu ne va da cunună. Cred lucrul acesta din toată inima și de aceea am și pornit pe calea aceasta cu Iisus Hristos. Crezând că la sfârșit eu, familia mea și eu personal să fiu mântuit. Cel mai important lucru de pe acest pământ este mântuirea. Așa cum am început, așa vreau să sfârșesc. Și eu personal pe calea aceasta și tu pe calea aceasta, Dumnezeu să te ajute. Să te vine cu mintea să poți să sfârșești până la sfârșit. Dumnezeu să te ajute. Vreau să spun un lucru, un alt lucru care unii au început pe calea lui Dumnezeu. Și au început bine. Avem în zonă unele mărturii negative. Diavolul așa s-a folosit prin metode de curvie, prin metode homosexuale, prin fel de fel de lucruri. Și unii frați care sunt chiar în vârstă au văzut în aceste păcate și mă gândesc toată truda lor. Dacă nu se îndoră la Dumnezeu, toată truda lor a fost zadarnică. Tu îți permiți, eu permit să merg pe calea lui Dumnezeu, să mergem pe această cale îngustă și la sfârșit, la 70 de ani, la 80 de ani, să-ți pierzi cununa? Eu personal nu permit lucrul acesta. Nu aș dori să încep bine și apoi să sfârșesc rău. Toți începem această luptă împotriva vrăjmașului. Vrăjmașul le aduce fel de fel de capcane, fel de fel de lucruri pe această cale a lui Dumnezeu, dar noi prin puterea Duhului Sfânt putem birui. Amin. Dacă cer pe Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne ajute să biruim, noi vom birui. De aceea Dumnezeu să ne ajute, dragii mei, să fim îmbrăcați într-o haină de insubțire și curat. Amin. Și strălucitor. Dumnezeu să ajute biserica de locul acesta. Amin. Dumnezeu să te ajute pe toți. Doresc, dragii mei, să facem o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, ca Dumnezeu în această zi să aibă bine de noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu și să mulțumim lui Dumnezeu că El în această zi ne-a spălat și ne-a curățit haina. Amin, amin.